Să discutăm în continuare despre sistemele cu microprocesoare. Și o să ne ocupăm astăzi, în special, de ceea ce numim în mod generic memorie. Și în măsura în care vom apuca, o să discutăm și despre unitatea aritmetică și logică, deci cea care execută, propriu-zis, procesările datelor și ale informației în general. Iar cu asta o să acoperim cea mai mare parte a unui sistem care, după cum am văzut, este alcătuit din procesor, CPU, porturi de intrare-ieșire, nu? Și memorie. Despre CPU cunoaștem deja aria de registre. Și prin extinderea acestei noțiuni de arie de registre vom discuta astăzi despre memoria, mai exact memoria cu acces aleator, Random Access Memory, pe scurt RAM. Am arătat în cursul trecut, spre sfârșit, că la ora actuală necesitățile de spațiu de memorie ale sistemelor numerice, chiar și cele uzuale, foarte simple, sunt extrem de mari, majoritatea au capacitatea de a memora miliarde de octeți, gigabytes. Știți cu toții acest lucru, deci se ivesc probleme serioase legate de implementarea unor astfel de memorii. Aici, așa cum am subliniat, sunt două aspecte. Un aspect legat de microelectronică și tehnologiile CMOS în microelectronică, care au reușit la ora actuală să integreze pe un singur circuit integrat, pe un singur chip de siliciu, extrem de multă electronică, să spunem, adică, așa cum pomeneam, miliarde de registre care alcătuiesc memoria calculatoarelor actuale. Fiecare octet, deci, se poate memora într-un registru și, în mod tradițional, unitatea de măsură pentru cantitatea de memorie este, deci, octetul, byte-ul, cum se mai numește. Un byte are 8 biți. Acum, sigur că asta a progresat în timp. Primele memorii care au apărut sub formă integrată au fost din seria TTL 7481, mi se pare că era indicativul primei memorii, avea 16 biți. Biți. Treptat, această dimensiune a crescut, astfel că prin 1970 firma Intel s-a afirmat pentru prima oară pe piață, producând o memorie de 1000 de octeți, un kilobyte. Pe baza acestei tehnologii microelectronice dezvoltată de Intel, ei au reușit ulterior să creeze și primul microprocesor și continuă și astăzi să se afle, să zicem, în fruntea producătorilor. Dar lucrurile au început, așa cum spuneam, cu memorii. Aceasta a fost prima lor mare realizare. Ideea de memorie este clară pentru toată lumea și s-a dezvoltat, probabil că mulți dintre voi știți, au apărut memorii de, să zicem, 1 megabyte la un moment dat, pe la începutul anilor 80. Iar apoi, pe la începutul anilor 2000, au apărut memoriile, primele memorii de 1 gigabyte. De atunci ele s-au tot extins la ora actuală pe aceste tehnologii microelectronice, mai exact pe tranzistoare cu poartă flotantă, CMOS cu poartă flotantă, s-au dezvoltat cele mai mari capacități de memorare existente la ora actuală, așa numitele discuri SSD, Solid State Disk,
pe care le folosim cu toții și care au capacități de 1 terabyte, dacă am ajuns pe acolo. E bine, dacă microelectronica a reușit să facă asemenea miniaturizări și să înghesuie atât de multe registre pe un chip, rămânea totuși problema utilizării miliardului respectiv de registre într-un sistem. Pentru că, așa cum am văzut în schema clasică a ariei de registre, fiecare registru în parte, pe lângă intrările și ieșirile de date, care sunt într-adevăr comune și să zicem că sunt 8, fiecare registru mai are nevoie de două intrări. Una pentru comanda intrării datelor, adică pentru scriere, și una pentru comanda ieșirii datelor din registre, adică citire. Dacă avem 1 miliard de astfel de registre într-un singur chip, se pune problema cum aducem noi 2 miliarde de conexiuni la acest chip. Ar trebui să avem 2 miliarde de terminale, plus 8, plus încă ceva. Sigur că acest lucru nu este posibil, să avem un chip cu atât de multe terminale, și atunci s-a recurs la tehnica numită adresare, pe care o să o studiem în amănunt în continuare. Și haideți să facem câteva scheme, să vedem cam cum se poate realiza această adresare. Deci, haideți să considerăm pentru început un simplu registru, să zicem, am să-l desenez așa, care are o intrare de load și o intrare de output enable. De asemenea, el mai are o serie de intrări și ieșiri de date care se cuplează de regulă la o magistrală de date. Deci, comunicația cu magistrala de date se face bidirecțional, cum spuneam, aceasta fiind data bus, iar aici sunt intrările și ieșirile, data IO, care sunt bidirecționale, adică pe aceleași terminale pot să intre datele dacă se acționează semnalul load sau pot să iasă datele dacă se activează semnalul Output Enable. Pare relativ simplu acum știți structura detaliată începând de la tranzistor a acestui registru. Și problema este cum reușim totuși să comprimăm numărul de terminale, pentru că dacă repetăm acest registru de 1 miliard de ori, vom avea evident 2 miliarde de terminale pentru comanda individuală a fiecărui registru, plus încă 8 conexiuni, da? Deci nu sunt chiar 2 miliarde, sunt 2 miliarde și 8 conexiuni, plus cele două de alimentare, cam prea multe pentru un chip. Până la un punct a mers, mai departe însă nu. Și atunci, să reținem că informația esențială pentru care trebuie transmisă către acest bloc de 1 miliard de registre, este de fapt formată de numărul registrului cu care vrem să comunicăm cu magistrala la un moment dat, adică să citim sau să scriem din el. Având în vedere că toate intrările și ieșirile acestor registre sunt legate împreună la o singură magistrală, înseamnă că, de fapt, la un moment dat, un singur registru poate comunica cu magistrala sau cel mult două, unul să fie sursă și celălalt destinație. Dar în restul sistemului, unul singur poate comunica, adică poate genera date pe magistrală sau poate să primească date pe magistrală. Deci noi ar trebui să transmitem către acest ansamblu de registre
numărul acelui registru. Vreau să fac un schimb cu numărul 765, nu? Registru cu numărul 765. Trebuie să transmit aici numărul, adică codul binar al numărului acelui registru. E, acest număr, în aria pe care o formăm cu aceste registre, se numește adresa registrului respectiv. Avantajul acestei codificări este că sunt necesare mult mai puține linii de transfer, pentru că vom avea relația între numărul de linii binare pe care transmit semnale binare și numărul de adrese formate. De forma n mare, numărul de adrese este egal cu 2 la puterea n mic, unde n mic este numărul de linii binare. Sau, dacă vreți, n este egal cu logaritm în bază 2 din n mare. Păi, logaritm în bază 2 din 1 miliard este 30, aproximativ. Da? Prin urmare, am avea nevoie, în loc de 2 miliarde de linii, de numai 30 de linii, ceea ce este absolut rezonabil. Un chip cu 30 de terminale sau chiar câteva sute de terminale se poate face fără probleme la ora actuală. Prin urmare, aceasta este soluția. Și cum se implementează ea din punct de vedere practic, electronic? Păi, ar trebui să facem în felul următor. Să luăm o linie care să selecteze un anumit registru și o altă linie care să selecteze ce anume se va face cu registrul respectiv. Deci, un terminal care să selecteze un anumit registru, cel cu adresa respectivă, 765, de exemplu, și un altul care să ne specifice sensul transferului de la magistrală către registru, adică scriere, sau de la registru către magistrală, adică citire. Și asta s-ar putea face, de exemplu, nu întotdeauna se face așa, dar vă dau un exemplu, s-ar putea face folosind două porți de tip SHA într-o configurație de tipul acesta. Deci fiecare terminal va avea cuplat ieșirea unei porți. Și aceste porți, la rândul lor, vor avea două terminale, fiecare cuplate în felul acesta. Să zicem așa. De aici o să mai punem un terminal. Și acum haideți să repetăm această structură și să vedem cum o putem folosi. Am să iau structura în felul acesta. Și acum să o reproducem. Asta și ceva de genul acesta. Și o repetăm așa de un număr de ori. Bun. Se subînțelege că vom avea un număr mare de astfel de registre. Nu? Și un număr tot atât de mare de porți. Vreau să zic că vom avea un miliard de registre de la R0, să zicem, R1 până la N mare minus 1, unde N mare este 2 la puterea N și să zicem dacă N este egal cu 30 și hai să luăm 30 ca să fie simplu, N mare ar fi 2 la puterea 30, adică un miliard, hai să-l fac G să nu pare așa, un giga registre. Bun.
Acum, cum am putea să ne adresăm unui anumit registru? Va trebui ca prin liniile de comunicație speciale, cele 30 de linii, de exemplu, să trimitem o combinație binară, un cod binar reprezentând numărul registrului pe care vrem să îl folosim. Dacă transmitem codul, codul constă într-o înșiruire de n mic biți. Și așa mai departe, pe care îi vom numi biți de adresă. Deci, vom avea A0, A1 până la A, n mic minus 1. Deci n mic biți, începând de la 0 până la n mic minus 1. Și cumva această combinație binară trebuie să se transforme în semnale de comandă pentru un registru sau altul. Trebuie să transformăm un cod binar în semnale. E bine, acest lucru este posibil pentru că ați învățat că există un circuit logic combinațional capabil să facă acest lucru. Pardon. El se numește, după cum probabil vă amintiți, decodificator. Adică decodifică diversele semnale aflate pe intrările sale de adresare A0, A1, AN-1 și generează la una dintre ieșiri un semnal. La care ieșire? La ieșirea având numărul egal cu combinația binară a biților de adresă. Deci vom avea câte ieșiri? O0, O1 până la ON mare minus 1, unde N mare este 2 la N. De exemplu, dacă avem 4 linii de adresă, atunci vom avea 16 ieșiri O0 până la O15. Dacă transmitem combinația 0010, care înseamnă 4 în binar, de exemplu, se va activa, va deveni 1, să spunem, ieșirea out 4. Deci cu numărul egal cu numărul binar de pe intrările de adrese. Acesta este decodificatorul, l-ați studiat, ați văzut că el se realizează destul de simplu, folosind port și niște inversoare, deci nu e nicio complicație. Vă să zic că dacă folosim un astfel de circuit, să vedem ce se va întâmpla. Noi transmitem, să reiau, o anumită combinație de intrare și ca urmare, să zicem că am transmis informația 0, 0 și așa mai departe, 1. Se va activa ieșirea cu numărul 1, out 1. Da? Observați, începe de la 0 numerotarea, pentru că și prima combinație binară posibilă este 0000. Se va activa această ieșire. Prin urmare, potențial, această poartă și cu aceasta ar putea fi deschise. Deci una dintre aceste două porți. Dar acum depinde ce vrem noi să facem. Vrem să scriem în registrul respectiv, adică să facem un transfer de la magistrală către registru, sau să citim din acest registru. Deci să facem un transfer de la registru către magistrală. Haideți să mai curățăm puțin figura și să vedem. Care dintre cele două semnale va fi acționat? Păi va fi acționat acel semnal care are 1 pe intrarea cealaltă. Și atunci am putea să concepem o schemă de felul următor.
Și așa mai departe. Ia să observăm. Vă să zic că am transmis o anumită combinație binară aici. Ca urmare, s-a activat o anumită ieșire a decodificatorului. Prin urmare, potențial avem 1 aici și aici. Dar care poartă va da semnal la ieșire? Aceea care are 1 și pe intrarea cealaltă. Și acum depinde. Dacă pe această intrare avem 1, atunci porțile de jos ale fiecărui registru, adică aceasta, în cazul nostru, va deveni activă, pentru că ea are deja un 1 provenit de la decodificator pe o intrare și un 1 provenit de la această linie pe cealaltă intrare. Deci va da semnal de genul acesta și atunci conținutul registrului va merge către magistrală. Observați, deci am selectat din adresă care registru este și din acest terminal care este sensul transferului. În cazul acesta, citire. Cealaltă poartă, după cum vedeți, dacă am un 1 aici, cealaltă va avea aici 0. Pe toată această linie, datorită inversorului, pe toată această linie vor exista 0-uri, deci poarta asta nu poate să transmită. Da? Deci este dezactivată. Haideți să vedem acum cazul în care pe această intrare nu mai avem 1 și observați că s-a făcut o operație de citire dacă aveam 1. Să zicem că avem pe această intrare 0. Atunci aici vom avea 1 după acest inversor. Iar 1 acesta va activa asupra acestei porți care va da semnal load la registru. În acest caz, informația se va transfera de la magistrală către registru. Deci, vom avea o operație de scriere. Prin urmare, acest terminal va face selecția sensului de transfer. Dacă este 1, are loc citire. Dacă este 0, va avea loc scriere. Am să fac notația aceasta. Adică în 1 este read, în 0, lucru arătat de bara de deasupra, este scriere, write. Și iată cum, folosind astfel de terminale, și, mă rog, configurația aceasta de schemă, vom putea să integrăm totul într-un singur circuit integrat în felul acesta, care, evident, poate fi numit în continuare memorie cu acces aleator. Random Access Memory. Și haideți să vedem. Avem într-adevăr 1 miliard de registre, dar microelectronica poate să ne facă 1 miliard de registre. Mai avem încă 2 miliarde de porți, care nu înseamnă mare lucru, înseamnă cam 10% din porțile existente în registre și mai avem încă un decodificator care înseamnă tot niște porți, deci vreo 10% din încă 10%. Prin urmare, noi avem cam 1.400.000, să zicem, de circuite elementare pe acest chip, toate integrate. Așa cum am spus, prin progresul tehnologiilor microelectronice, acest lucru este posibil. Ce nu era posibil? Să le conectăm direct cu exteriorul. Ori acum, haideți să vedem câte conexiuni cu exteriorul vom avea. Păi vom avea odată 30 aici. Vom mai avea, haideți să le fac așa, încă 8 aici, deci 38, încă 1, 39 și încă 2 de alimentare,
41. De regulă există încă un astfel de terminal, și anume nu se folosește chiar un decodificator, ci se folosește de fapt un demultiplexor. Să ne reamintim, demultiplexorul este de fapt un decodificator care are un terminal suplimentar de validare. Să-l numim Output Enable. Ce rol are acesta? Atunci când Output Enable este în 1, el validează funcționarea decodificatorului. Adică, pentru o anumită combinație pe intrările de adresă, o anumită ieșire și numai una devine activă, deci generează un semnal, pe când toate celelalte sunt inactive, nu generează nimic. Pe de altă parte, dacă Output Enable este în 0, atunci toate ieșirile sunt dezactivate. Deci la toate ieșirile decodificatorului vom avea 0. Și atunci, bineînțeles că nu se pot face nici operații cu registrele din memorie, deci nu se poate scrie, nu se poate citi, pentru că toate porțile vor fi blocate. Acest terminal, deci, are un fel de rol de selecție a memoriei, să zicem chip select, pentru că poate că unii știu, cel puțin în calculatoare desktop, dar și în laptopuri, nu avem un singur chip de memorie, avem mai multe puse pe o placă de circuit imprimat, deci mai multe astfel de chipuri care fac extinderea memorii. Deci dacă avem, de exemplu, nevoie de 4 gigaocteți, putem folosi 4 circuite integrate de câte 1 gigaoctet. La ora actuală sunt circuite integrate care au capacități de 16 sau chiar de 32 de gigaocteți, așa că, mă rog, putem să ajungem la capacități foarte mari folosind aceste terminale, chip select. Vrem să citim, de exemplu, din al treilea gigaoctet o anumită adresă, atunci se selectează, se dă chip select la cel de-al treilea chip de memorie. Calculatorul face treaba asta în interior, printr-un procedeu pe care o să-l vedem în cursurile viitoare, dar are nevoie de acest terminal de selecție a chipului, chip select. Vă să zică, acum, privită din exterior, toată această schemă, care, sigur, pare destul de complicată, așa, funcțional, poate fi privită foarte simplu în felul următor. Acesta este RAM-ul. Și vom avea un vector, deci o magistrală, un număr de linii prin care se transmite adresa și încă unul prin care se comunică cu magistrala de date. De asemenea, vom mai avea câteva terminale pentru selecția chipului și pentru selecția sensului transferului. Deci, pe aici vin adresele, vectorul, să zicem adresa, aici avem chip select, aici avem data in out sau data bus, iar aici avem sensul transferului, read sau write. În 1 este read, în 0 este write. Bineînțeles, comunicația cu magistrala de date este bidirecțională. Și aceasta este memoria cu acces aleator, RAM. Se vede că nu este foarte complicată din punct de vedere funcțional. Înseamnă că ați înțeles ideea de memorie RAM. Și acum, profesor, nu vă supărați, da. Eu vreau să vă întreb eu o chestie. Ați vorbit de cele două linii, una care să selecteze registrul și cealaltă care să arate transferul către
Da. al registru sau către Da. magistrală, bănesc. Da. Deci, aceasta este Este linia. vorba de, este vorba de cele două care le-ați unit cu. Cu un inversor? Nu. Aceasta este linia care selectează registrul, Da. cea care iese din decodificator, și aceasta comună este linia care selectează sensul de transfer. Am Bun. anticipat că vom avea două linii, dar nu știați la momentul respectiv structura. Acum o vedeți în ce fel se cuplează cele două linii, deci asta și cu asta la registru. Am înțeles. Deci una vine Din din celul decodificator, din demux și una vine din. restul sistemului. Din Ok. ceea ce o să studiem începând de ora viitoare, de cursul viitor, din unitatea de comandă și control. Evident, așa cum v-am spus, există un bloc comun de comandă și control care dă astfel de semnale. Printre altele, dă și semnalul de selecție a sensului, dă și semnalul chip select de selecție a chipului și multe altele. În fine, astăzi sper să terminăm cu tot restul microprocesorului până la acea unitate. Și de aici încolo să ne ocupăm numai de unitatea de comandă și control. Și haideți să facem o simulare, să vedem cum se poate folosi memoria pentru transferuri de date. Să ne reamintim, de exemplu, un transfer dintr-un port într-un registru. Da? Deci, din portul de intrare 1 în registru R2, de exemplu. Dădeam un semnal Output Enable la portul acesta și datele sale apăreau pe magistrat de date, inclusiv la intrările ariei de registre. Acum nu mai aveam decât să încărcăm în registru R2 și pentru aceasta dădeam comanda load 2, iar conținutul registrului pătrundea în port. Acum terminăm impulsul de încărcare și cel de ieșire și eliberăm magistrala. Bun. Iată acum cum se poate face un transfer din memorie către un registru din aria de registre. V-am spus de la început, de la primul curs, că, deși funcțional, ele par să aibă aceeași destinație, aria de registre și memoria, totuși există unele deosebiri, în primul rând de scop. Aria de registre se află în interiorul microprocesorului și este de fapt o memorie de mici dimensiuni, dar foarte rapidă, care poate fi accesată foarte ușor direct de către unitatea de comandă și control. Acolo se stochează variabile foarte des folosite, să zicem variabile locale, care trebuie să fie vehiculate foarte rapid. În schimb, atunci când avem nevoie de o cantitate mare de date care să fie memorate undeva, se folosește memoria RAM, care și ea poate să fie scrisă sau citită ca și registrare din aria de registre, dar printr-o tehnică ceva mai specială, numită adresare, și care, așa cum ați văzut, implică existența unui demultiplexor. Aici văd că am scris Memory Enable sau Chip Enable, tot același lucru e. Și care are, mă rog, are o anumită combinație pe intrările de adrese. Văd că aici am notat cu A ieșirile, nu contează, e vorba de ieșirile. Dintre acestea se activează o anumită combinație, o anumită ieșire în funcție de combinația binară de pe intrări și potențial activează unul dintre registrele din această arie de registre, sensul fiind stabilit de acest terminal read slash write.
Ok, figura asta am făcut-o cu mulți ani în urmă și văd că nu mai sunt aceleași notații, dar în fine. Haideți să vedem cum se face transferul din memorie de la adresa 3 în registrul R2. Pentru aceasta trebuie să introducem pe intrările de adresă această combinație 00011, care înseamnă 3 în binar. Deci introducem adresa, după care facem selecția chipului, chip select. Deocamdată observați că deși avem o combinație binară pe intrare, nicio ieșire a demultiplexorului nu este activată pentru că acest chip select, memory enable, nu este selectat, nu e activat. Dacă îl activăm, iată ce se întâmplă. Se activează ieșirea A3 a decodificatorului, care la rândul ei activează registrul R3. Sensul fiind aici, read fiind în 1, conținutul acestui registru, acestei locații, să spunem, de memorie, adică registrul având adresa respectivă, este depus pe magistrala de date. Acum, ca să transferăm asta în registrul R2, va trebui să-i dăm load la R2 și conținutul observației acestei locații a fost transmis și memorat în acest registru. Încheiem ciclu revenind în starea inițială ca să eliberăm magistrala. Iată deci de ce este necesar acest memory enable, pentru ca să putem să deselectăm toate registrele din memorie, în așa fel încât toate să aibă ieșirile cu în starea de înaltă impedanță și magistrala să se elibereze. Hai să mergem mai departe. Acum avem transfer din memorie de la adresa 2 în registrul R1. La fel, deci vom acționa asupra lui Memory Enable și observați, se activează adresa 2. Conținutul acestui registru merge pe magistrală pentru că terminalul de sens este în 1, adică citire. Și acum trebuie să activăm load 1 ca să transferăm totul în registrul R1 și să revenim la starea inițială în felul acesta. Și mai aveam de la un registru din area de registre în memorie la adresa 3. La fel, trebuie să avem adresa introdusă pe intrările de multiplexorului, deci pe intrările de adresă ale memoriei și vrem să luăm din R2, însă atenție că acest terminal este în 1. Deci dacă vom activa Output Enable 2, el își depune conținutul pe magistrala de adrese, însă nu am voie să acționez direct asupra lui Memory Enable, pentru că atunci registrul acesta ar da și el pe magistrala de adrese și ar interveni un conflict de magistrală. Ce ar trebui să fac? Să trec terminalul read/write în 0. Și asta înseamnă că ieșirile tuturor registrelor sunt în stare de înaltă impedanță și pot să fac activarea. Și iată că acum în registrul 3 s-a transferat conținutul magistralei. Da? Deci iată cum decurg lucrurile cu memoria. Poate că vă întrebați de unde apare acea adresă, acea combinație de biți care trebuie pusă pe demultiplexor. Vom studia acest lucru atunci când vom studia unitatea de comandă și control. Până una alta, probabil că ați observat, dacă ați început laboratorul, că ea poate fi furnizată de o instrucțiune sau poate fi furnizată de un registru. Grupul de linii care merge către memorie, deci poate avea mai multe surse. Și de aceea, un grup de linii care are mai multe blocuri sursă este o magistrală. Deci avem de-a face cu o așa numită magistrală de adrese, nu? Care este suplimentară față de magistrala de date. Magistrala de date este cuplată la intrările și
ieșirile de date ale ariei de registre și ale memoriei, la fel și pentru porturi, care de fapt sunt tot niște registre care sunt cuplate doar parțial, ați văzut la magistrala de date. Și pe de altă parte, pe magistrala de adrese se vehiculează adrese către memorie. Dacă avem un număr mare de porturi, am putea să folosim un decodificator și pentru selecția unui anumit port. Și în acest caz, magistrala de adrese se extinde și la porturile de intrare și ieșire. Am putea atunci să facem o schemă generală a sistemului, ceva mai detaliată, și haideți să vă prezint. Deci, în primul rând, avem procesorul CPU. Undeva în sistem mai avem și memoria RAM. Și de asemenea avem un bloc format din mai multe porturi de intrare și ieșire. Deci RAM, porturi de intrare și ieșire. Acestea comunică toate printr-o anumită magistrală de date. Deci iată o magistrală de date care comunică bidirecțional cu memoria și cu porturile. Și care este, după cum observați, prelungită în interiorul microprocesorului. De asemenea, pentru RAM și eventual și pentru porturi, mai avem o magistrală, așa numită magistrală de adrese, care comunică însă unidirecțional, adică dă adrese către memorie și către porturi. Deci, iată, dă adrese în felul acesta, în timp ce magistrala de date, Databus, comunică bidirecțional. Și haideți să facem convențional o comunicație bidirecțională și cu porturile, în sensul că anumite porturi din acest bloc, hai să zicem așa, bloc de porturi de intrare-ieșire, unele sunt cuplate cu intrările la magistrala de date, altele de aici sunt cuplate cu ieșirile la magistrala de date. Să știți că există, după cum vom vedea în semestru 2 la microcontrolere, și porturi bidirecționale. De fapt, la microcontrolere aproape toate sunt bidirecționale, în sensul că pot permite comunicația bidirecțională cu exteriorul. Sunt porturi cu diverse dimensiuni, de exemplu pot fi ieșiri pe un singur bit sau intrări pe un singur bit. Pot fi ieșiri pe mai mulți biți, mai mulți sau mai puțini, sau intrări pe mai mulți biți, sau unele chiar bidirecționale. Deci ieșiri pe mai mulți biți, intrări pe mai mulți biți sau bidirecționale, în felul acesta. De porturi ne-am ocupat principial în cursul trecut sau când am studiat registrele, dar ne vom ocupa foarte amănunțit la cursul de microcontrolere, unde majoritatea vor fi bidirecționale pe mai mulți biți. Ok, asta este deci magistrala de adrese, address bus. Și toate acestea sunt controlate cu ajutorul unei magistrale suplimentare, haideți să o numim
control bus, magistrala de control, care dă diverse semnale și citește diverse semnale. De exemplu, poate să dea semnalul acela de read slash write. Sau poate să dea o semnalizare de strob de la un port de intrare. Adică s-a întâmplat un eveniment, ceva în exterior și acest lucru este semnalat procesorului prin această magistrală de control. Bă, să zic că vom avea aici, să zicem, data in out, aici read slash write, aici un semnal SI, aici data in out și acesta, aici vom avea adrese memorie, aici adrese de porturi și toate acestea, observați, sunt cuplate cu CPU. O să folosim destul de des această schemă, CPU, adică microprocesorul nostru, care conține în interior, cum spuneam, area de registre, unitatea de comandă și control și unitatea aritmetică și logică. Vom discuta în continuare despre o a doua componentă esențială a nucleului procesor, și anume componenta care realizează procesarea propriu-zisă a semnalelor, pentru că vă dați seama, prin simple operațiuni de transfer între diverse puncte din interiorul sistemului sau între interior și exterior, nu se poate realiza orice algoritm. Algoritmii presupun, de regulă, și procesări ale semnalelor și, prin urmare, vom studia un astfel de bloc, și anume cel care face procesarea propriu-zisă a informației. Adică execută anumite operațiuni asupra datelor. Operațiile pot să fie cele aritmetice, pentru că avem de-a face cu un calculator numeric, dar pot să fie și anumite operații logice în funcție de algoritm, de cerințele algoritmului. Uneori trebuie să se facă operații logice între biții datelor, de exemplu operații de tip și sau operații de tip sau negație sau exclusiv, mă rog, diverse tipuri de astfel de operații numite logice. Prin urmare, undeva în sistem vor trebui să se facă procesări de acest tip. Cum se pot face ele? Păi, în primul rând, trebuie respectate regulile cunoscute din aritmetică și din algebra logică. Iar acestea sunt reflectate fie prin ecuații, ecuații logice sau aritmetice, fie prin tabele de adevăr. Haideți să vedem o operație aritmetică simplă, pe care o fac practic toate procesoarele. Este vorba de adunare. Și dacă mai țineți minte de la cursul de circuite digitale, și scăderile se pot efectua tot prin adunare, dar prin adunarea unei mărimi negate. Mai exact, scăzătorul va fi transpus în complement față de 1, prin negarea tuturor biților, sau un complement față de 2, prin negarea tuturor biților și adunarea unui 1. Prin urmare, am putea să facem adunări și scăderi. Foarte multe procesoare actuale realizează și înmulțiri și împărțiri, dar cam atâta. Procesoare specializate efectuează alte operații ceva mai complexe, de exemplu radicali sau exponențiale sau logaritmi, iar unele și mai puternic specializate, să zicem procesoarele digitale de semnal, realizează înmulțiri și adunări pentru așa numită transformată Fourier discretă sau măcar pentru transformarea cosinus discretă, pe care, dacă mai țineți minte,
am studiat-o, cred că la procesarea semnalelor și la metode numerice și care permite tehnicile de compresie de tip JPEG, MP2, MP3, MP4, H264, mă rog, și așa mai departe. Deci, haideți să începem cu cele mai simple tipuri de procesări și să luăm o operație de bază, cum este adunarea. Iarăși ați învățat câte ceva despre structura ALU, Arithmetic and Logic Unit, de la cursurile anterioare de electronică digitală. Denumirea probabil că vă este cunoscută, cred că ați făcut câte ceva cu domnul decan. Și dacă mai țineți minte, un sumator se putea realiza folosind două semisumatoare, care la rândul lor erau realizate cu porți de tip sau exclusiv, o poartă sau exclusiv și o poartă de tip și. Într-o conexiune, haide să o fac așa pe scurt, deci semisumatorul avea două intrări care erau cuplate pe de o parte la un sau exclusiv și pe de altă parte la un și. Aici apărea A sau exclusiv cu B, să zicem, iar aici A ori B. Prin cuplarea a două semisumatoare se obținea un sumator complet care făcea sumarea a doi biți. Haideți să o simbolizăm așa. Aveam o intrare, să zicem, bitul AI din primul cuvânt, o altă intrare BI din al doilea cuvânt, avea o intrare de transport TI de la bitul anterior și o ieșire CI, rezultatul adunării celor trei biti, și încă o ieșire de transport TI plus 1 pentru bitul următor. Prin înserierea unor astfel de sumatoare puteam să facem adunări pe un număr oarecare L biți, unde L este lungimea standard a cuvântului, 8, 16, 32 sau 64 de biți. Sigur că pe lângă acest sumator ar trebui să existe și un alt circuit care să facă, de exemplu, complementul față de 1 sau față de 2, în funcție de aritmetica folosită. Ar trebui unul care să facă mulțiri eventual sau împărțiri. Deci, iată o serie de blocuri logice care ar trebui să existe și să realizeze, mă rog, combinații ale biților. Deci este vorba de fapt de un ansamblu de circuite logice combinaționale care să formeze un bloc logic combinațional. Atâtea circuite logice combinaționale, câte operații aritmetice sau logice sunt prevăzute pentru procesorul respectiv. Fiecare procesor, așa cum probabil v-ați dat seama, are un anumit număr de astfel de operații pe care le poate realiza și o anumită implementare. Acum gândiți-vă la complexitatea unui astfel de circuit. Când făceam circuite logice simple, folosind funcții de 2, 3, 4 chiar variabile, foloseam diverse procese de minimizare a funcțiilor logice, adică foloseam, de exemplu, diagrama Weil-Carnap pentru a folosi cât mai puține porți logice pentru realizarea acelei funcții. La ora actuală să lucrăm cu cuvinte mult mai mari, nu de 4 biți, ci de 8, 16, 32 sau 64. Mai țineți minte poate că la o diagramă Weil-Carnap
de 4 biți, se foloseau diagrame de câte 16 zone și minimizarea devenea destul de complicată acolo. Ia gândiți-vă ce ar însemna dacă am avea 8 biți. Ar trebui să folosim 16 diagrame și așa mai departe. Deci, această procedură nu mai se poate aplica pentru minimizarea funcțiilor logice, pentru că, gândiți-vă, avem de adunat două cuvinte de 8 biți, simple. Da? Câte intrări ar trebui să aibă sumatorul respectiv? Păi ar trebui să aibă 8 intrări pentru un număr A, fiem așa, și încă 8 pentru numărul B. Deci am avea un circuit logic combinațional cu cât? Cu 16 intrări. Este imens. Nu putem să facem minimizarea. Sigur că e posibil ca în primele faze de dezvoltare a microprocesoarelor, când încă eram pe 4 sau pe 8 biți, diversi producători să fi încercat să minimizeze aceste funcții logice ca să le implementeze cu cât mai puțin tranzistori. Nu putem să știm amănuntele pentru că, evident, ei nu publică schema internă a unei unități aritmetice și logice, este considerată un secret industrial sau mai știu eu ce. Pot să vă spun că diferă destul de mult implementarea unităților aritmetice și logice la Intel și la AMD. La un moment dat, AMD era mult mai performant pe calcule aritmetice și la ora actuală, după părerea mea, este mai performant pe partea aritmetică, pentru că Intel s-a orientat pe streaming, pe procesări de tip audio și video mai mult, de imagine și sunet, și a favorizat structura unităților aritmetice pentru astfel de operații. Sunt multe soluții de implementare, fiecare microprocesor are propria sa structură internă, care nu ne interesează foarte mult, dar haideți să studiem principial cum se poate realiza un astfel de bloc logic combinațional dacă avem multe variabile de intrare. Păi totul pornește, ca și la minimizarea funcțiilor logice, de la analiza tabelului de adevăr. Și ia să vedem, nu mai am loc aici. De fapt, cred că aș putea să șterg totul. Așa. Și haideți să vedem cum putem să facem, de exemplu, un sumator. Și să luăm un exemplu simplu de sumator cu 2 biți. Schema precedentă, acum îmi dau seama că mai bine o mai țineam, da, în sfârșit, are 4 intrări. 2 intrări pentru cuvântul A, să zicem A1 și A0, să luăm în ordinea bitul cel mai semnificativ în stânga, așa cum facem scrierea normală. Și încă 2 intrări pentru B. Deci B1, B2. Hai să pun și aici intrări, așa. Deci pe care se introduc cele două cuvinte de 2 biți. Evident, putem generaliza în felul acesta pentru mai mulți biți, pentru 8, 16, 32 sau 64. Aici este deci sumatorul, iar la ieșire vom avea două ieșiri, să zicem S1, S0. Dar atenție că atunci când adunăm două numere de 2 biți, rezultatul poate să aibă 2 biți, da? 1 plus 2 face 3, sau 3 biți, 3 plus 2 face 5, adică 0, 1, cel mai puțin semnificativ, și încă un 1 în poziția mai semnificativă. Deci, în general, la adunarea a două cuvinte de L biți, rezultatul poate să fie L, pe L biți, sau pe L plus 1 biți.
Apare, deci, posibilitatea unui bit de transport. Haideți să figurez aici și să fac și sensurile ca să vedem cum curge informația. Deci, acesta va fi T, transportul, care înseamnă, de fapt, un bit S2. Da? Al treilea bit al sumei. Și deci, de exemplu, 1, 0 plus 1, 1, 2 plus 3 face 5. Adică 0, 1 și transport 1. Iar tabelul de adevăr al unui astfel de circuit logic combinațional se poate face relativ ușor. Haideți să încerc eu să-l desenez. Vom avea, să zicem, să încep cu A1, A1, A0, B1, B0 și vom avea biții S2, S1 și S0. Și acum, haideți să dăm combinațiile posibile pentru acești biți. Vedeți, le scriu în ordinea numerelor binare. 4 a fost, asta este 5, acum vom avea 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 și 15. Acestea sunt toate combinațiile posibile. Iar acum, în dreptul fiecăruia, vom scrie rezultatul. Facem adunarea pur și simplu. Uite, am să delimitez un pic cele două numere. Deci primii biți din stânga sunt primul număr, următorii sunt al doilea număr. Și am să delimitez aici și transportul. Și haideți să facem adunări. 0 plus 0 face 0, transport 0. 0 plus 1 face 1, transport 0. Să le fac chiar în dreptul lor. Deci 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. Aici avem 1 plus 0 face 1. Transport 0. Aici avem 1 plus 1 face 2. Transport 0. Aici vom avea 2 plus 1 face 3. Transport 0. 3 plus 1 face... Deci observați aici. Avem 3 plus 1. Da? Face 4. Adică 0, 0 și transport 1. Mai departe, 2 plus 0 face 2. Deci 0, 1, 0. 2 plus 1 face 3. 0, 1, 1. 2 plus 2 iarăși face 4. 2 plus 3 face 5. 3 plus 0 face 3. 3 plus 1 face 4, 3 plus 2 face 5 și 3 plus 3 face 6. Iată, acesta este tabelul de adevăr pentru un sumator de 2 biți. Putem să facem cu diagrama Veitch-Carnaugh, deci să transpunem pe o diagramă Veitch-Carnaugh de 16 zone, să transpunem acest tabel de adevăr din rezultatele tabelului de adevăr, acestea, le transpunem, facem minimizarea funcțiilor, după care implementăm cu porți logice de tip și negat, de exemplu,
pornind de la forma canonică normală conjunctivă sau disjunctivă, mă rog, și ne apucăm să construim circuitul. Dar dacă avem, vă dați seama, dacă avem foarte mulți biți și în A și în B, așa cum spuneam, este imposibil să mai facem o minimizare propriu-zisă. Și atunci, ce se face? Vom folosi un anumit tip special de memorii pentru a implementa astfel de circuite logice combinaționale cu un număr mare de variabile. Acum îmi pare rău că am șters da, schema memoriei, dar vă puteți aminti. Ați văzut că era vorba de o arie de registre care memorau o anumită informație care putea fi scrisă sau citită. E bine, există anumite memorii care au rolul doar de a fi citite, nu trebuie scrise. Acestea se numesc memorii de tip read-only memory. Au aceeași schemă ca și o memorie normală. Adică au o intrare de adrese, aceasta, și o ieșire de date. Bineînțeles și un mic terminal de selecție, chip select, aici avem intrarea de adrese, aici avem numai ieșire de date, care merg către o magistrală oarecare. Dar funcțional cam aceea structură. Ce rost au astfel de memorii? Păi știți cu toții, atunci când vreți să rămână definitiv o informație pe un suport, o scriem, de exemplu, pe un DVD sau pe un CD sau, mă rog, un sistem din acesta în care informația rămâne neschimbată. Și nu mai e cazul să o schimbăm, nu? Ai o poză cu cascada Niagara, știi că aia așa va rămâne încă 1000 de ani, nu are sens să te apuci să o îmbunătățești pe cascadă, nu? Deci aia este situația, rămâne ca atare. Da. Păi asta ne sugerează ceva. Că aceste reguli aritmetice pe care le-am folosit eu aici și care evident nu se schimbă în timp. Nu pot să spun că peste câțiva ani o să am nevoie de un procesor care să-mi dea 2 plus 3 egal 6, de exemplu, sau 4. 2 plus 3 va da 5 mereu. Așa trebuie să rămână. Și atunci n-am putea să folosim acest tip de dispozitiv care pur și simplu să memoreze acest tabel de adevăr. Adică să rămână neschimbat. Păi să vedem. Dacă analizăm cu atenție, am putea să folosim un ansamblu de câți? 16 registri. Haideți să-l desenăm, acest ansamblu. 16 registri care la diverse intrări de adresă, haideți să fac așa intrarea de adresă, să conțină informațiile din acest tabel. Hai să încerc să le fac mai egale cât de cât. Și așa mai departe.
Deci, în registru 0 să conțină prima linie de aici, 0, 0, 0. În registru 1 să conțină următoarea, 0, 0, 1. În registru 2 să conțină 0, 1, 0. În registru 3, 0, 1, 1. Hai să mai fac unul că prea seamănă. În registru 4, această combinație să aibă 0, 0, 1 iarăși și așa mai departe până la ultimul, care să conțină în registru 15, să conțină ultima linie, adică 1, 1, 0. Și acum să observăm. Să zicem că noi introducem combinația 1, 0, 0, 0. Ăsta este A și ăsta este B. 1, nu, haideți să ne pun 0, 0, 0, să-l pun 0, 1, 0, 0, că nu l-am desenat pe ăla. Deci 0, 1, 0, 0. Acest număr va activa registrul cu indicele respectiv, adică R4. Și ce va rezulta la ieșire? Va rezulta conținutul registrului 4, adică 0, 0, 1. Iată că nu mai am nevoie de nicio minimizare acum. Pur și simplu voi memora într-o astfel de memorie ROM toate valorile din acest tabel de adevăr. Pare destul de hazardat să nu minimizăm. Minimizarea avea scop să facem economie. Dar aici avem un mare avantaj. Avem o mare uniformizare și avem mai puține șanse de a greși. N-avem decât să transpunem tabelul de adevăr pe care îl cunoaștem într-o memorie de tip ROM. Să transpunem și tabelul de adevăr pentru adunare, și pentru scădere, și pentru sau exclusiv, și pentru sau simplu, și pentru și, și pentru nu. Pentru toate operațiile vom folosi câte o astfel de memorie. Sau le putem cupla toate memoriile într-una singură. Nu cumva iese prea mare? Păi, haide să ne gândim. Pentru L egal cu 8, am avea câte intrări? N mare, nu, N mic. N mic este 2L, pentru că avem L intrări pentru un cuvânt și L intrări pentru al doilea cuvânt, adică 16. Și atunci dimensiunea acestei memorii este 2 la puterea 16, adică 65536 bytes, deci 64 de kilobytes. Păi asta e memorie. Ora actuală asta e egal cu 0. Hai să mergem la 32. Nu, hai să mergem la 16. Vom avea n mic egal cu 32 și n mare este egal cu 2 la puterea 32. Deja e o cifră mai serioasă. Asta înseamnă 4 gigabytes. Dar atenție, unele dintre aceste informații sunt redundante. De exemplu, acest 3 de aici mai este făcut și de alte combinații, de asta și de asta. În realitate, numărul acesta poate să scadă destul de semnificativ, dar în orice caz 4 GB la ora actuală este perfect realizabil. Prin urmare, suntem capabili să memorăm tabele de adevăr cu foarte multe combinații. Înmulțirea, să știți că este mult mai complicată.
pentru că rezultatul fiind pe 2L biți, atunci sigur că vom avea în dreapta aici mai multe ieșiri. Acum la întâmplător 2 ori 2 face 4 și 2 plus 2 face tot 4, dar la 8 biți ar însemna pentru sumare 9 biți, iar pentru înmulțire ar însemna 16 biți, deci 8 plus 8, 16, da, și am avea mai multe combinații. Iată deci cum se poate realiza fizic această unitate aritmetică și logică, mai exact blocul combinațional, circuitul logic combinațional, care este de fapt echivalent cu o memorie ROM. Memoriile ROM nu se realizează așa cum v-am învățat până acum, decât funcțional. Adică ele pot să stocheze o informație un timp îndelungat. Dar nu se stochează informația într-un bistabil de tip D, construit cu tranzistori MOS obișnuiți și cu porțile CMOS, ci într-o structură ceva mai specială, care este așa numitul tranzistor MOS cu poartă flotantă. Ne mai rămâne totuși o întrebare. Bine, bine, dar noi trebuie să putem să realizăm operațiile nu doar între două numere. Noi avem acolo în calculator un milion sau un miliard de numere pe care trebuie să le putem aduna sau scădea cum vrem noi, cum vrea algoritmul și cum a scris programatorul. Da, ce să facem? Să folosim un miliard de sau un milion sau câte astfel de circuite logice combinaționale. Nu. Nu putem să facem totuși un număr nelimitat ca să avem toate combinațiile. Răspunsul este destul de simplu. Păi, haideți să analizăm. Cum s-ar face procesarea? Folosim acest bloc logic combinațional. Care are două intrări. Ia să șterg eu chestiile astea că nu mă interesează acum. Are două intrări pentru cei doi operanți și și o ieșire pentru rezultat. Undeva, să zicem că avem o arie de registre și o memorie. Și vrem cumva să putem să folosim operanți proveniți din aria de registre sau din memorie într-un singur loc. Să folosim un singur bloc logic combinațional. Păi asta ar însemna să aducem pe rând din aria de registre, haideți să o desenez, de exemplu din aria de registre sau din memorie, să aducem operanți aici. Da? Cum am putea să-i aducem? Păi, cum vehiculăm datele? Dacă folosim un singur bloc, putem să aducem pe intrările acestuia datele folosind chiar magistrala de date. Haideți să îmi fac puțin loc. Am să folosesc chiar magistrala de date a sistemului în felul acesta. Și chiar și rezultatul pot să-l transmit mai departe către un alt registru sau către memorie,
Tot prin magistrala de date. Da, dar totuși avem o mică dificultate. Magistrala de date are, așa cum ați văzut, elbiți. Haideți să o fac mai clară. Are elbiți. Iar blocul logic combinațional are 2L intrări. Ca să am simultan și un operand și celălalt, ar trebui să mai introduc ceva. Deci să aduc un prim memorand, să zicem, din area de registre către blocul acesta și pe urmă pe al doilea. Dar nu pot să-i aduc simultan pentru că sunt 2L biți printr-o magistrală cu L linii. Și atunci ce fac? Aduc mai întâi primul memorand, primul operand și îl memorez temporar undeva aici într-un registru. După aceea aduc cel de-al doilea operand și îl memorez într-un alt registru. Facem aici ăsta. Într-un alt registru. Iar rezultatul, de asemenea, pot să-l memorez într-un registru sau să-l trimit direct prin magistrală. Dar haideți să fac varianta cu o memorare intermediară într-un registru. Deci, iată, aici avem area de registre, aici memoria, care și ea comunică tot bidirecțional cu magistrala de date. De aici se aduc datele într-un registru, să zicem registrul operandului 1. Și apoi se aduc datele celui de-al doilea operand, le băgăm într-un registru de operand 2. Acestea debitează pe intrările de date, data A, data B, operandul A, operandul B, iar la ieșire apare rezultatul, pe care să-l memorăm într-un registru de rezultat și pe care, pe urmă, putem să-l trimitem oriunde, în altă parte, în memorie. Prin magistrala de date. Iată cât de simplu se rezolvă acum lucrurile. Poate să zică, mai întâi vom aduce un prim operand și vom încărca în registrul operand 1. Cum? Acționând asupra unei intrări load cu un semnal load operand 1, să zicem. Apoi, voi aduce cel de-al doilea operand, poate tot de pe undeva de pe aici, în registru operand 2 și voi încărca aici, printr-o intrare similară, load, pe care aplic semnalul load operand 2. Prin urmare, la circuitul logic combinațional de aici, vor apare cei doi operanzi. Și la ieșire, după un mic timp de întârziere, nu, specific oricărei porți, va apare rezultatul. Acum, voi putea să memorez rezultatul, nu? Load rezultat, și să-l trimit mai departe către sistem. De exemplu, să îl trimit către o altă locație din area de registre.
Dar atenție, ca să putem să facem treaba asta, este absolut necesar ca acest registru care debitează cel observat pe magistrală să fie cu ieșiri cu 3 stări. Deci să aibă semnalul Output Enable rezultat. Iată cum se face, deci, unitatea aritmetică și logică.